Rapid nu și-a încheiat campania de transferări. Giuleștenii sunt în discuții avansate cu UTA pentru transferul lui Rareș Pop. Rapid va plăti 700.000 de euro plus un procent dintr-o eventuală revânzare a mijlocașului de 18 ani. Rareș Pop va rămâne sub comanda lui Rednic până la vară pentru a-și putea termina liceul la Arad. Clubul din Giulești confirmă astfel că a abordat strategia lui Gigi Becali din ultimii ani de a cumpăra jucători români tineri și talentați. De la venirea lui Dan Șucu, acționar majoritar, la Rapid au ajuns fotbaliști precum Borza, Petrila, Vulturar sau Elsaui. Campioanele remizelor din Superliga au dat-o la pace. A fost al 14-lea rezultat de egalitate pentru Petrolul și al 13-lea pentru Hermannstadt. Butena a avut ocaziile mai mari pentru sibieni, dar fără efect pe tabelă. Aflat la debut în tricoul lui Hermannstadt, Ianis Stoica putea aduce și el toate punctele pentru echipa lui Măldărășanu. A fost al 9-lea rezultat de 0-0 în acest sezon de Superliga pentru echipa antrenată de Florin Pârvu. Plecăm doar cu un punct de aici. Așa, în urma jocului, nu cred că meritam nici mai mult, dar sunt puțin dezamăgit că nu am câștigat. Prin prisma jocului, care n-a fost unul bun, chiar am jucat foarte rău în seara asta, mă mulțumește, pentru că, să spunem, etapa asta putem termina pe loc de play-off. Rapid nu și-a încheiat campania de transferări. Giuleștenii sunt în discuții avansate cu UTA pentru transferul lui Rareș Pop. Rapid va plăti 700.000 de euro plus un procent dintr-o eventuală revânzare a mijlocașului de 18 ani. Rareș Pop va rămâne sub comanda lui Rednic până la vară pentru a-și putea termina liceul la Arad. Clubul din Giulești confirmă astfel că a abordat strategia lui Gigi Becali din ultimii ani de a cumpăra jucători români tineri și talentați. De la venirea lui Dan Șucu, acționar majoritar, la Rapid au ajuns fotbaliști precum Borza, Petrila, Vulturar sau Elsaui.